Hei, frate, dă-o mă încoala la mine, mă, s-o dășchid eu. Mai bine te mai duce și tu la o facultate, la ceva. Faci niște cursuri să dășchizi conservele. Vai de cap. Adică, ce mă faci prost? Nu, eu te fac, mă, Mârlane. Ești de la natură, mă. Bă, dar de când s-au făcut, mă, categoriile astea în casa aceea? Adică tu și cu pupa să te deștepți și eu cu prostul ăsta să te proști. Alo, Mârlane, ia te rog frumos să nu mă amesteci pe mine în oala ta. Corect că tu ești mai prost ca mine. Aveți vreo dovadă că sunteți voi mai deștepți, mă, și noi mai proști? Nu e nevoie de nicio dovadă, Mârlane. Noi pur și simplu știm. Simțim, bă. Păi atunci hai să facem un test de inteligență, mă, să vedem care pe care. Ia fiți atenți. Care este capitala... Prostiei! Capul tău! Tu de ce nu mă susții, mă, idiotule? Vrei să ieșim proști casei? Mârlane, degeaba ieșiți, că și când o să intrați tot proști casei o să fiți, bă. Băi, ia uite, hai că facem altfel. Aha, da, ieșiți și nu mai intrați deloc. Bă, să știi că ăsta nu e chiar așa prost. Da, dar e Mârlanu și pentru el. Și cum ei doi fac o echipă, bă, une de proști ce sunt, mă. Mai terminați, mă, lăsați și pe ăsta să vorbească. Care e ceva de spus? Zii, gogoșică, și tu ceva, zii. Poate mă faci de râs, prostire, ce spui, că te crăp. Păi zi, mă, ai amuțit. Tăcerea e de aur, bă. Asta e semnul omului inteligent, incultule. Nu mai grăbiți, lăsați-l încet. Zi-mă o dată! Dacă se execută, eu... Vă propuneam să facem un test de memorie. Super idee! Să le demonstrăm că noi avem memorie de elefant, bă. Mârlane, vezi că dacă tu arăți ca un elefant, nu înseamnă că ai și memoria lui. Asta rămâne de văzut. Zi-mă, ce trebuie să facem? Nimic. Super! Păi și atunci cum demonstrăm că avem memorie, măi, idealistule? Foarte simplu. Ne dăm unii altora sarcini și care uită ce are de făcut, înseamnă că ăla e cel mai prost. Mergeți? Mergem! Unde? Adică nu, când, mă, că unde am înțeles, vreau să întreb când ca să știu de ce și cum mă îmbrac. Certit apometre, spălat cadă, cumpărat fufuleți. Faci pupă să... Să fac? Eu nu fac nimic. Dar tu ce faci, Chiorete? Exact același nimic pe care îl faci și tu. Auzi, Chiorete, tu mă acuzi de ceva? Nu-ți pupă, ză. Dar tu care cumva mă acuzi de ceva? Eu să știi că nu-mi notam ce am de făcut. Îmi notam un banc, mă. Pentru că diseară am o emisiune și n-am invitat și trebuie să umplu și eu emisiunea cu ceva, nu? Deci eu mi-am notat un comunicat de presă că și că fiindcă inspectoratul mi l-a cerut să-l fac public. Și apropo, trebuie să-l fac public la tine, mă, la emisiune. Da, e în regulă, poți să vii la mine în emisiune, dar dă-mi să văd și eu despre ce e comunicatul. D'acord, dacă îmi dai și tu mie să văd bancul ăla, că m-aș râde și eu un pic. Chiorete, tu mi-ascunzi ceva? Nu-ți popăză, da tu mie. Chiorete,
vezi cât de penibil suntem? Ba da. Păi am ajuns să ne suspectăm, să ne acuzăm între noi. Chiurete, păi noi nu suntem cumva de aceeași parte a baricadei? Noi doi, da. Păi și atunci, putem noi vreodată în viața vieților noastre să ieșim mai proști decât proștii aia doi? Putem? Chiurete. Adică nu putem cu siguranță, ce să... Păi și atunci? Și atunci când? Chiurete, suntem de aceeași parte a baricadei, nu? Ah, da, mă, da. Băi, dar dacă în prostia lor să gândesc ca să-și noteze sarcinile, că la trișat le merge mintea, brici! Ia. Să sting lumina, să trag apa la veceu. Ce faci, mă, la netrișezi? Păi n-am stabilit mai că... Mai tragi dracu de gură, că dacă pictezi, o să cadă prost în fața ăștia. Știu cum o să fii? Mai deștept ca tine? Mai deștept pe dracu, dobitocule, că dacă eu sunt prost și sunt superior, tu cum ești? Ce prost sunt! Păi vezi... Mă, Gogoșcă, mă, ce naiba, mă, noi suntem de aceeași parte a baricadii, mă, suntem colegi, suntem ca doi camarazi în luptă, mă! Dar dacă te prind? Păi ce crezi, că tu ăștia stăți mă controleze pe mine, ce... Ha, ha! Te-am prins, trișorule! Ce trișor, bă, cine trișează? Eu nu-s trișor! Hai, dă-te, și atunci ce făceai cu cârtia aia, mână? Care hârtie? E Batistă! Ca nasul frundat și vrea să sufru nasul. Hai, lasă-mă! Și cu creionul ăla ce vrei să faci? Care creion? A, cu ăsta ca să-mi desfur nasul, bă, că l-am înfundat la o, e creion nazal. E... Tot e tot aici. Hai, mă, nu ne dai și nouă puțin Batista aia, bă, să ne uităm și noi în ea, să vedem ce are în ea. Ce să aibă, bă, o Batista? Muci, ce vreți să vedeți, muci? Da, dă-o-n coace. Dezirica, te-ai întors. Ce uite? Dracu, ce cap tare are ăsta. Milițian. Ce-ai făcut, sinucigașule? Cu cui? Nu, ce-ai făcut cu ăștia? Lasă-mă că ăștia nu o să-și mai aduc aminte nimic. Și cine o să câștige concursul? Aud? Și despre ce concurs ziceai, mă? Cum ai, uitați de concurs? Ce concurs, mă? Care concurs, mă? Tu nu ești zdrapă în la cap ca din ori te-a întrebat ăsta. Ce concurs, idiotule? Mă... Ce facem, Mârlane? Ce ne facem? Da, mă, liniștit, că n-are nimic ca uitat de concurs. Că le aducem noi aminte. Și după aia îi facem varză. Eu deja simți mirosul victoriei. Tu nu-l simți? Ba da, dar pe ăla-l prostiei. Hai, de la tine, mă, că eu tocmai am fost genial. Eu n-am cum să mirosa prost. Hai, de-te și tu cu dezonorant, cu toate, că mirosul de prost nu scăpe așa de ușor de el. Mârlane... Mirosul de prostie tu le mani, prin toți porii! Numai de idiotul ăla de concurs nu mai mi-ar de mine acum! Păi tu l-ai inventat! Deci confirm că ești idiot! Da, Mârlane, sunt idiot! Sunt cel mai mare idiot de pe planetă! Că nu te-am dat afară din prima clipă în care mi-ai apărut la ușe! Și mai rău, te-am ținut în casa mea ca acum să-mi sap groapa singur! Că auzi nu ce ca și ce sunt! Dar ce-am făcut, Gogoșică? Tu loc să te bucuri că... Da ce, Mârlane, că ai făcut pe aia să uite că au de plătit facturi? Că ai făcut să uite că au de făcut aprovizionare? Că ai făcut să uite toate datoriile pe care le au, ce le preiei tu? Nu, că eu n-am servici, iare. Momentan, Mârlane, dar mâine când s-or duce la servici, șefii lor o să-i dea afară, că nu-și aduc aminte ce au de făcut. Că ai făcut tu să uite tot. Ce le aduci tu aminte? Păi eu dau să știu, mă, ce are de făcut, că mie nu-i ce niciodată. Auzi, ia asta-i, dacă ne-am gândit noi să ne notăm ce avem de făcut pe hârtie și vorba aia, suntem considerați proștii casii, îți dai seama că s-a gândit și ei la fel.
Nu trebuie decât să găsim hârtile și să le împrospătăm memoriile, mă. Ce zici? Lucru genial? Ne-am notat ră ce avem de făcut? Păi ce, bă, noi suntem idioți ca voi, ca să uităm de la mână până la gură? Dar reveni memoria. De unde știi? Păi nu vezi că și-au adus aminte că suntem idioți? Nu suntem idioți, idiotule! Păi v-ați notat pentru că așa vă cerea concursul. Fiecare notează ce are ălălalt de făcut, ca să-l poată verifica dacă uită sau nu. Uite, eu, de pildă, mi-am notat ce are Gogoașa de făcut și el și-a notat ce am eu de făcut. Eu nu mi-am notat nimic. Nu ți-ai notat nimic pentru că eu n-am nimic de făcut. Dar despre noi e vorba. Despre ei. Așadar, voi ar trebui să aveți niște bilețele la voi cu ce aveți de făcut. Ia verificați-vă. E, poftim, ți-am zis? Și acum hai să-i lăsăm, că poate nu vor să aflăm ce au ei de făcut. Hai să... Să apar la TV-ul? Bă, ăsta-i bilețelul tău, bă. Să știi că avea dreptate purcelușii. Mulțumesc frumos! Păi, mai vorbim și mâine, că trebuie să vină și Chiorete. Și la ce cadou i-am zis să-mi ia, sigur o să începem să sărbătorim instantaneu. Mulțumesc încă o dată pentru cadou. Cu plăcere. Păi, să mai vorbim și mâine, nu? Păi, hai să te conduc. Da. La mulți ani, Lenuțo, să ne trăiești și tu și numele. Da. Bine, hai, te pup, mersi. Pa! E deschis! Bun. Bună. Pupăză? Cu ce ocazie pe aici? Am venit să-ți aduc un cadou, cadoul, la mulți ani. Mi-ai luat mie cadou? Da. Pupăză, te-ai lovit la cap? Ah, da, se vede? Dăm cadou. Ah, cadou, da. Da. Nu pot să cred. Nici eu. Da, așa scria pe listă. Pe care listă? Nu contează. Oricum, să le folosiți cu plăcere. La mulți ani. Mersi. Cu plăcere. Aici. Ce cauți, mă, aici? Am venit să-mi dați prima pe care mi-ați promis. Ce, mă? Ți-am promis eu ție vreo primă? Șeful, nu didezi la întors cu mine, că nu ține. Eu mi-am notat ră. Și nu ține. Și la polițistul român, vorba-i vorbă, bre! Cuma ta le mai învățat așa. Chiorete, tu te-ai lovit la cap, mă? Da. Dar dacă trăgeați care cumva speranța cam să uit eu de prima pe care mi-ați promis-o, să știți că vă înșelați. V-ați luat țeapă. Pentru că eu mi-am notat, iată, primă, scrie în clar, că trebuie să-mi dați, mie-mi dați primă. Suntem oameni că v-ați înțeles care-i cumva cu Pupăză să-mi altoiască la vântoroi pan în cap și să uit de primă. Păi nu dau eu ochii cu el. Păi trebuia să dai ochii cu el de mult, Chiorete. Că dacă nu citești comunicatul pe care ți l-am dat eu la el în emisiune, chiar că o să ai o primă. O primă leafă neluată, bă! Comunicatul? Ce, Chiorete, nu-l mai ai? Îl am, bre, îl am, cum să nu-l am? E trecut acilea, că eu notez, eu nu fac pe deșteptul ca alții care să crede deștepți, dar e prost de băune. Șeful, deschideți, bre, televizorul, că eu în 10 minute apar pe sticlă. Servesc patria!
Comunicat. Ca urmare a măsurilor anticriză impuse de guvernul României, începând cu data de 1 mai, poliția rutieră o tărăște. Pensionarii vor avea dreptul să traverseze și pe culoarea roșie a semaforului. Dacă deficitul bugetar tot nu scade, atunci de la 1 august pensionarii vor trece doar pe culoarea roșie a semaforului. Și asta obligatoriu. Ce tragi, doamne, a zis că e bancă asta. Vreau niște pensionari să mă omoare, mă! De ce, mă? De cauza la comunicatul de la încet, era tine emisiune. Bă, tu te-ai lovit la cap? Care e emisiune, mă, că eu abia peste două ori, mă? A, ediția specială! Stai, nu faci că te lișează ăștia, mă, dă-te! Asta e, pune mâna pe ăștia! Stai, tata, e că nu sunt polițist! El este realizatorul emisiunii în care s-a făcut anunțul! Ce? El este! El este! Ieșiți voi de acolo, răciților! Nemernicilor! Nu scăpați ușor! Dar ce ai zis, idiotule, la mine de misiune? A, ce... ce mi-a zis inspectoratul, bă? Cum adică în spital, mamică? Dar ce s-a întâmplat? Petrecerea de pietoni! Păi și idiotul ăla n-a văzut că tu aveai verde? Cum adică roșu? Păi ce ți-a pus preț să traversezi pe roșu? Așa ai zis, mă, la televizor? Nu, eu cu știi că, mică, eu doar am citit un comunicat. Adică să omor pe mamica mea, că te gâtă-i, mă, că omor pe mamica mea! Așa, dai nebunii complet! Păi, dar te-ai trecut de atingi de organ și o să vă spus cărie, bă! Lasă-mă, mai bine să stau la pârna aia, bă, dacă s-a îngrijit de vrăjitoarea aia până este de spital, te omor! Dacă nu faci capul, frate! Dacă nu te dompe, faci capul! Ce crezi că scapi? Ia, uita! Te ține șate cu mine? Nu scap, Chiorete! Nu scap, stop! Ai închis, ha? Lasă-mă, bine? Bine. Pe partea ai la altă, băieți, că ne scapă! Hai, tata, e mai repejor, că dacă nu te grăbești, nu mai am pus să te răspund în viața asta! Hai! Răiți-te! N-am uitat șeful de emisiune, cum să uit? Dar l-am lăsat pe Chiorete singur ca să-și facă anunțul. Că dacă apăream și eu, credea lumea că e Caterinca. Că zice în bancuri, cum am promis. Frumoasă încercare, pupăză, dar tot îți iei adio de la prima pe care ți-am promis-o. Primă? Ce primă? Ai uitat, mă, fraiere. Mai bine așa. Nemernicul. Special nu mi-a notat-o ca să nu câștig eu mai mult ca el. A, și eu care credeam că mi-a aliat. Bine. O să-ți pară rău, Chiorete, o să-ți pară rău. La mulți ani. Ah, ai ajuns. Mamica, am o problemă. Eu, Chiorete, am mai multe. Prima, știi ce zi azi? A, mai proastă zi din viața mea. Și a mea, Chiorete. Și tocmai azi este ziua mea de nume. Azi e ziua? Nu poți crede că am uitat. Adică poți să crezi, bre, că a fost un accident. Mamica, s-a întâmplat ceva ciudat. Pupăză? Da, pupăză mi-a adus cadou. Nici nu-mi vine să cred, Chiorete. Chiar și cea mai mare chitră, chitra chitrelor, e mai atent decât iubitul meu. Mămica, eu în clipa asta plec și... Și nu te mai întorci! Excelentă idee! Păi ce stai? Dispar din ochii mei! Ești, mă, n-auzi? Nu ies, mămica, până nu mă asculti. E, atunci,
ies eu, că nu am absolut niciun chef să te ascult. Dă-te! Nu pleci, mămica, fără să-ți dau eu o explicațiune. Eu nu te las a pleca. Tezi, unde ai fost femeie atâta timp? Șefa, păi bre, cu violența asta... Șefa! Lență, Chiorete! Ce faci, bre? Uite, acum pot să plec! Șef! Distracție plăcută că e ziua mea! Bre, nu mă da de rușine! Deschide, bre, cătiușele astea! Șefa! Ia-o-te-a! Aha! Gând la gând cu bucurie, nemernicule! Deci ai făcut special ca să nu iau eu primă, da? Nu? Tu ai făcut special, ienă chitroasă, ca să nu iau eu pe-a mea? Te omor! Stai, pupă-ți! Dar nu mai bine vă omorăm noi! Pe amândoi? Haideți tot aieților! Voi ce credeți că scăpați? Lasă-te, bărătorule! Stai! Te-am trăs cu noroiul! Hai, ce ce vreți, mă, ce vă uitați așa? Ce, că am trăs cu noroiul! La un plug o coașă de rău ca să mă pună pe mine într-o postură ca să par eu prostul casii. Vă aduceți aminte concursul? Da, chiar și mai mult. Adică, de ce ne-ai dat în cap, nemernicule? De unde știți? Va reveni memoria. Da, slăninosule, da. Da, cum așa? Ne-a ajutat gogoașe. V-a ajutat cum așa? Uite așa! Hai, Chiorete, semnează demisia, că de data asta chiar n-are cine să te mai scape. Că au murit o tonă de pensionari din cauza idioțeniei tale. Hai! Am onoarea. Să trăiți, domn prim-ministru! Cum să-l penalizez? Dacă ziceți că va echilibra balanța de plăți, bineînțeles, îi dau și primă, îi dau de toate, da? Sigur. Să trăiți, să trăiți, să trăiți. Ieși afară! Du-te la casierie, tântălăule! Vino, șef! Invers! E nervoasă, nervoasă! Unde te duci? Aha! Râs! Râs! Deci înseamnă că te bucur că mă vede! Mi-a dat dracu pălăria! Ce, mă, vrei să mă bat sau ce vrea? Da, păi acum, mă, că ești legat! We'll be right back.
Mai pleci, mă, Mărlane, și mai sapă și tu, că nu mai pot. Nu se poate. Pentru că eu sunt... Mărlane, dacă mi-am eu bași pe aia, cu tu ești superiorul, îți vârternă copul ăsta în creștetul capului, clar? Eu sunt chiriaș aici, mă. Și conform legii, chiriașii n-are voie să sape pe proprietatea proprietarului. Că-l dă afară. Ce vrei, să mă dai afară? Mărlane, dacă în următoarele 5 secunde nu pui mâna pe târnăcop și nu te duci la săpat, chiar că te dă afară! Măi, Gogoase, eu nu mă pricep la case, la construcții, la astea, dar stau și mă gândesc, păi dacă m-a pus să dau eu la târnăcop, nu afectez, bă, structura de rezistență a casei? 4. Dacă fac groapa prea mare și cade casa în ea, că e chiar lângă temelia casei, eu sunt puternic, bă, când dau una la rădăcină, să surpă toată groapa, auzi? 3. Și-o luăm altfel. Dacă când sap, găsesc o comoară, că tu ai zis că a fost aceeași sit arheologic, dacă găsesc o comoară, să știi că nu-ți dau nimic de ea. 2. Bă, Gogule, tu ești inconștient, vrei să mă lași să... dau de comoară pe proprietatea ta, te sărăcesc! Unu! Bă, că mă duc să te arzi, te ar focul! Dar să știi că nu i-am spart conducta! L-am fundat-o eu, tâmpicule! Hai, ce stai, sapă, că n-au nimic? Mărlane! Ce ai făcut, mai căzut în canal? Mărlane! Ta-ta-da. Ce? Dacă asta e ce cred eu, m-am îmbogățit. Aia e... Exact, Gogoșarle, o hartă. Mersi că m-ai pus să sap. Păi stai, Mărlane, că se schimbă socoteala, că jumătate din groapă am făcut-o eu. Deci dacă aia e harta unei comori, o facem jumătate comoara. Ce vorbești? Tu descrie. În legea aia care nu-ți permite ție să sap, fiindcă ești chiriaș. Dar eu sunt proprietarul acestei case și al terenului de sub ea. Deci tot ce e pe casă și pe terenul de sub ea este proprietatea mea. Vrei să ți-o confisc? Bine, mă, pârlitule, îți dau ție 50%. În vise de toate. Ai văzut că putem să ne înțelegem? Bate palma. Bate palma. Da, ce faci, Gogule, că sparg? Ok. Ce? Mi-am asigurat ăia 50% care mi se cuvin mie. Păi ce credeai, Mărlane, că s-a întâlnit prostul cu prostul? Da, da, de ce întâi? Ce s-a mai întâmplat, dragă? Că mai nou te văd mai des decât pe cel mai nebun pacient al meu. Doar nu vrei să-i insinuez cu toată... Nu insinuez nimic, mai taci! Zi despre ce e vorba, că trebuie să-mi vină programarea. L-am venit acasă azi noapte. Aoleu! Așa am zis și eu. Ai sunat la spital? Da, de ce să sun, dragă, la spital? Când ți-am zis că se întinde cu asistentele, mă refeream la alea ale lui de la cabinet, nu asistentele medicale. Iar eu spuneam să sun la spital, că poate o fi avut vreun accident, poate o fi internat. E internat pe naiba. Dacă era în spital, mă sunau asistentele alea adevărate, că era rost de șpagă drăguță. Dar nesimțitul ăsta nici măcar nu răspunde la telefon, că e cu fufa. Ce mă fac? Dar de unde știi tu? Te ambalezi degeaba. Poate să lipsească de acasă dintr-un milion de motive. Poate o fi blocat pe undeva. E blocat pe fufă, nu înțelegi? Ca maidanezii. Hai că știi ce? Ai luat-o razna rău de tot. Am luat-o razna, recunosc. Că e prima noapte când nu vine acasă. Dar tu n-ai cum să înțelegi. Zici și tu ce ai face în situația asta dacă nu ți-ar veni bărbatul acasă. George? Bărbatul, dragă, nu în cârpa de șters bocancii. Chiorete, de exemplu. Chiorete, nu e bărbatul meu. Dacă ar fi. E, dacă ar fi, i-aș plăti cu aceeași monedă ca să nu creadă că-s mai proastă ca el. Corect. Diseară plec și eu de acasă. Aoleu, asta iar vine la mine. Ai nebunit? Păi dacă tu pleci de acasă, de unde știi că s-a întors el acasă? A, așa e. Trebuie să rămân? Exact.
Întrebarea e, cu cine îl fac gelos? Cu Dan de Pupăză nu mai merge. Îmi trebuie și mie o față nouă. Auzi, n-ai și tu un pacient ăsta mai prezentabil care să fie și el înșelat de nevastă? Și să-și dorească să-i plătească cu aceeași monedă? Că atunci îi plătesc eu lui al meu cu aceeași monedă și fac și o schimb de monedă cu pacientul. N-am. Mm. Bună ziua, doamna doctor. Bună ziua. Naia? Mă scuzi, a venit programarea. Mai vorbim, noi două. Păi, vorbim între ei, nu-i problemă. Ieși. Mi-a făcut plăcere. Și nouă. Și mie. Dar nu deranjezi, aș putea să stau... Deranjezi. Ieși! La revedere. La revedere. Doamna doctor, avem o problemă. V-aș certat iar. Nu, mai rău. Azi noapte n-a venit acasă. Aole, a sunat la poliție? Nu, păi ce, infidelitatea e de competența poliției? Dar poate a avut un accident. De ce naiba vă gândiți toți la infidelități? Poate e moartă, na. Moartă? Am... Cum să fie moartă, doamna doctor? Am glumit, domnul Sterescu. Cum să fie moartă? Eu sunt sigură, dar sunt sigură, sigură că a avut o amărâtă de aventură, domne. De ce aventură? De ce am avut dreptate? Mai bine era moartă. Aventură? Adică eu zic aventură la... Poate s-a blocat în lift. Auziți, da, stați așa, calm, da? Haideți că prietenul meu este polițist și o să-l sun acum și aflăm imediat ce s-a întâmplat, da? Îl sun acum, calm, da? Calm. De cât timp a dispărut? Abia de ieri? Zi, bă, să-și adă liniștit în banca lui. Că cine știe, o fi pe la frun mușchilos dintre ăla și încă nu s-a trezit din plăceri. Dar de ce să stea Chioretă liniștit? De ce, mă? Că cu cât e cazul mai din pripă, cu atât ai șanse mai mari să găsești victima. Vrei să pățească ca cu virgulă Elodia? O păză. Cofor regulamentului, eu trebuie să aștept să treacă 48 de ore ca să poți porni o investigațiune. Dar cine a zis, mă, că trebuie să o pornești tu? O pornesc eu, că pe mine nu mă oprește niciun regulament. Și de seară vă aștept pe toți la mine în platou. Stai, bă, că... Băi, nu mai stau, ce să stau? Bă, Chioretă, tu chiar ești polițist, mă, ca să nu zic bătut în cap. Băi, nu vrei tu să fie la care rezolvă cazul Elodia 2 din fașă? Treci pe harta mea, treci pe harta ta, ormore, ascunde. Să trăiți, boss. Vedeți că diseară vreau să fac emisiune până dimineață, pentru că am un subiect bombă. Spargem audiențele, cazul Elodia 2. În 10 minute vin eu la dumneavoastră și vă explic tot. Sigur că da, acum am plecat spre dumneavoastră. Groapa mătii. Dacă ești prost. Ia de bani. Băi, femeie, tu nu înțelegi că nu e deontologic să fac așa ceva? Nu e deontologică? E, n-are nimic, dragă, că eu plec de acasă, vin peste tine și stric romanța cu Chiorete. Poți să vii. Că diseară nici nu sunt acasă. A, de asta stai tu atât de liniștită. Mm-hmm. Te duci la Chiorete. N-are nimic, vin și acolo. Mă duc la Pupăză, disperat-o. La Pupăză? Mm-hmm. Mai bine, că dacă nu faci lipeala cu ăla, te zic lui Chiorete. Cu Chiorete mă duc, amărât-o. O faceți între ei? La emisiune. O faceți între ei la emisiune? Auzi, mam, nu mai bine să fac eu ție lipeala cu un aparat de electroșocuri, că-mi pare că ai nevoie. Așa? Ironizează-mă, fă-mă nebună! Aruncă-mă și mai tare în ghearele disperării! Împinge-mă spre sinucidere, nemernico! Oh, ce naiba ți-ai făcut, știu, cabineta tot de sus? Gata? Ai terminat cu circul? Hai, mă, te rog eu, mă, doar ne pui față în față și de acolo mă descurc eu, că știi că nu s-a inventat bărbat care să reziste farmecului meu. Ce naiba, mă, Iulia? Hai, mă! Ema, nu se poate și gata! Nu se poate. Nu! Bine, scorpie! E, lasă că mă descurc eu și fără ajutorul tău! Mm-hmm. Că de ți-are misia diseară, scorpie! Idi,
Idi! Hai odată, bă, Idi! Indi, să spune, bă, dobitocule. Indi, Ana Jones. Indiana Jones. Ai luat și mici? Ce, Doamne, ar trebui să mă faci cu asta? Ca să meargă săpăturile mai repede. M-am prins. Foarte... Mârlane, să nu trebuie să dai cu asta mine, că nu știu ce-ți fac. Bă, dobitocule, că a glumit, l-am luat de imagine, bă. Că dacă descoperi vreo comoară, o să ajungem pe la toate televiziunile, bă. Și trebuie să... Am și eu un look de căutător de comori, mă, cum are ăla, indian, Indiana Jones, mai mă întrerupe. Nu te duci, mă! Cum unde mă, mă duc să mă schimb, ce vrei să crede aia de la televiziune că sunt sala hor? Doamne, unde l-am găsit pe ăsta? Să mai vedem noi harta o dată. Făinosule, tu care cumva ascunzi ceva de mine pe la spate? Au, să nebunesc, uite să crească cocoașă dacă te mint, nu? Iarătă și mie mâna. Ne. Și ai lanta? Și ai lanta, na. Vrea, să nu care cumva să te pui el cu coarne, să mănânci costița din frigider, cât timp sunt eu dus la pupăză, că-ți rog fălcile, ți-am clar? Ce mai, eu n-am coaste, iau te. Hai, coaste, de, hai. Am coaste. Hai, hai. Hai grijă, de. Avem costița în frigider să le buresc. Vreau și eu! Stai, mă rog, că te... Au! Ha? Ți-a zis-o că-i bun la ceva și ăsta? Stai că-ți dau eu răbdare! Păi numai atât? Ia-te scrapă tine! Ce vrei? Nu vezi că te mai cape nici hainele, tâmpitule! Dar ce te-ai îmbrăcat așa? Păi dacă tu o să fii Indiana Jones, eu o să fiu istoricul care supervizează descoperirea comorii. Mamă, ce frage, dar mai vreau. Ce vorbești? Mai da, mi-am zis! Așa! Vezi că ai devenit mai mult isteric decât istoric, arde te-ar focul. Hai să mergem până nu vine cineva să ne ia comoara înainte să ajunge noi la ea. Stai dreacu, potolit, n-a necesit de noi comoara pentru că harta e la noi. O bucată la tine, o bucată la mine și bucata asta minunată pe masă. Nu plecăm până nu o terminăm. Treaba ta. De unde ai luat-o? De la Chioret. Invitații mei din această seară sunt doamna psiholog Iuliana Șefu. Cădeți-ar machiajul. Și domnul Sterescu, soțul femeii dispărute. Mersi, doamne. Să facem economie? E criză. Deci, vă mai certați cu soția? Da, da, ca orice cuplu, nu... Ați amenințat-o vreodată cu moartea? Ce vreți să insinuați? Păi, de ce faci? O anchetă jurnalistică, trebuie să verific toate sursele. Domnul Sterescu, ați făcut vreodată pipi între Râșnov și Bran? Nu! Popăză, unde vrei mă să ajungi? Vă vreau să văd dacă are profil de criminal, că ăștia de obicei acolo fac pipi, mă. Hai, lasă-mă! Bă, bine că mi-ai zis să fac și o razie, să descoper niște suspecte. Domnul Sterescu, știu eu unde e soția dumneavoastră. Emma?
Păi, femeie, tu chiar ești nebună. Senzațional, dragi prieteni! Se pare că în studio a apărut o nebună care, după spusele ei, știe unde se află cadavrul soției. Deci, nu este exclus ca să fie chiar ea criminala! Ce tehnică avem aici? Încetează, dragă, cu circul ăsta! Îmi pare rău, dar telespectatorii vor să... O păză! Dacă șefa a zis să încetezi, încetezi că te găsește toți dracii! Domnilor și domnilor, îmi pare rău, dar nu mai pot continua investigația, deoarece poliția îmi bagă pumnul, sau mă rog, pulanul în gură. Și se pare că se vrea mușamalizarea dispariției ca în cazul Elodia. Dar nu este vorba de nicio dispariție. Soția dânsului este amanta soțului meu. Ce, mă? Ce, mă? Ce tehnică avem, am zis, ia uite. Dar de unde știți dumneavoastră lucrurile astea? Păi și soțul meu a dispărut azi noapte. Nu e logic? Dar ce ia, mă, mai facem 10 pași acum? Ia, nu? Băi, băi, ce căutați, mă, aici? Au, ce, mă, au, păi, dacă aici e circul, a venit și dresorul, nu? A venit, am, măi, ce, și ea, mă, asta, soția lui domnul. I-a dispărut, i-am... De-aia am venit, mă, stimați telespectatori, de-aia am venit să investigăm dispariția lui soția lui domnul. Că noi avem calități paranormale și putem să identificăm pe oricine și pe oricine, după miros. Dacă... Ce faceți, domnule? V-am adulmecat. Am luat turma lui doamna și acum ne ducem să o căutăm și când o găsim, vă anunțăm. Stați aici, ar pleca, zic el. Hai, Google. Dracu, am ajuns bace. Hai, hai. Stai, nebună! Băi, nebună, ce faci? Cum ce fac? Fac și eu ce pot, că dacă n-ai vrut să mă ajuți, acum mă descurc singurică. Na! Și să dea naiba să-mi bagi bețe în roate, că o să-i spun că tu știai că nevastă să ai cu bărbată miu. Și ai ascuns. Nu, nu, mie mi-e clar. Trebuie să chem salvarea, că tu ești caz de targă, mă. Salvarea? Targă? A, da, 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 cheamă, că în salvare n-am făcut-o niciodată. Doi pași înainte. Așa. Doi la stânga. Așa. Hai să-mi cragura. Mai tare ca Indiana Jones. Hai, înainte. Așa. Așa, stai să mă uit. Acum faci doi pași la dreapta. Așa. Așa și acum doi înainte. Prostiși, mă. Stai că e invers. Idiotule. Ce tragi de harta asta, mă? Dar am ajuns într-un bloc. Ce comoară să fie? La lift, că mi-e așa mi-arată, la lift. Păi, bă, tâmpitule, o fi puțul de la lift, că comorile nu știi care intrările ascunse. Ce vrei, să fie în vitrină pe magherul? A mai venit cineva. Mai e unii lift. Să nu le înainte. Deschide. Nu așa, nene, că au mai încercat vreo 10. Cu patentul sau cu cheia? Am patent. Caut aici. Vandame? Mârlanu? Gogoșă? Ce căutați voi aici? Ce caut și tu, comoara? Ce comoară, mă, ține bunit? Scoateți-ne dracu de aici! Ai, păi ce, noi suntem proști să vă ceți voi înainte? Ce parcă eu nu știu că sub lift e intrarea secretă a comorii? Uite că aveți și harta! Ia, dar și-o harta, uite! Ia, uite! Uite, vei? Care hartă? Asta nu e harta de la nicio comoară. E harta de la un joc care și băiețelul meu. Câmpiți-mă! Da. Hai, bă, mânane, bă, nu s-au dus dracu toți banii. Nu s-a dus dracu nimic. Ei! Hai, răbdare acum. Mârlane! Alo? Da? Aha. Dar nu avem nicio dovadă. Corect! Tu să tai, dragă! Dom'le, dacă îți aduc dovada, le plătim cu aceeași monedă? Liniște, liniște, că intrăm! 3, 2, 1, eu! Doamnelor și domnilor, am revenit! Senzațional la senzațional! Echipa de paranormal care a fost mai devreme în platoul nostru
Chiar i-a găsit pe cei doi dispăruți, care, culmea, erau împreună exact așa cum spunea dânsa. Ce mă? Unde? Într-un lift. Iată-i. Ta-da! Poftiți! Aha! Aha! Ce dovadă mai vrei, domnule? Treci în pace! Treci! Oh, ce faci, Dane? Ce-ai făcut și tu cu ăsta în lift? Cum? Eu? Eu nici nu-l cunosc pe omul ăsta. Doar am rămas blocați că s-a stricat liftul. Se strică liftul! Vrăjeală! Treci! Eh, păi dacă e vrăjeală, atunci măcar să nu fie degeaba. Mămica, ia treci, mămica, dacă mi-au făcut răștea poftă, nu zici? Senzațional! Dragi prieteni, nu schimbați postul, pentru că s-ar putea să treacă și la lucruri serioase. Și dacă nu în direct, cu siguranță reluare. Alo, alo, păi stai acolo-i. Nu-i cu răbune. Păi ce să... Pupați-vă, mă, și voi, că acum e legal. Bă, tâmpitule, cu răbune pe partea asta. Că noi am descoperit în lift. Noi și cu mirosul nostru paranormal. Dar șef, ordinați? Îi angajez șeful dacă vor. Da, înțeles. Vreți bă să intrați în poliție, căci că avem două posturi libere. Extraordinar, sigur că da. De când începem? De mâine. Ai. Dă-te-ai de canisa, hai. Băi, Chioleche, bă, dar trebuie să zici că e posturi de câini. Eu? De ce mai mă, nu știi, te-a ceti un contract? Păi ce, vă apuce să se vrească ca proștii? Hai la canisa că se închide, hai. La cotineță, hai, bă. Dar măcar ne dai ceva să mâncăm? O azi, tăticule. Dar după ce prinde cifratorii, hai. Hai, bă, hai ca să avem moțe de pui. Hai. And leave my poor sweetheart alone. Mai bine, fii atentă că dacă nu faci lipeala cu ăla, te zic cu Chiorete. Cu Chiorete mă duc. Cu cine ești? Cu cineva. Senzațional, dragi prieteni! Nu schimbați postul pentru că s-ar putea că... Ai boală pe noi? Da. Nu schimbați că poate odată de data asta. Hai! Auzi, băi, Chiorete! Dar, de ce ne-i... Ce-a? Ha? Înapoi. We'll be right back.
domnul vice. Domne, dumneavoastră nu știți ce aveți în fața ochilor. Acela este un obiect de patrimoniu. Noi suntem colecționari, înțelegeți? Colecționari. Eu și prietenul meu știm o grămadă de pictori. Uite, de exemplu, cu baba. Noi ne vedem în fiecare dimineață. Da, normal. Normal că dacă locuim la ea. Cu baba pictorul, vreau să spun. Da, cu maestru, vreau să spun și eu. Și cât vreți, mă, băiți, pe tablou ăsta? Cât vrem? Ah, 300! 3? 300. 300 de ce? Este un obiect de patrimoniu. Este obiect de colecție, mă înțelegeți? 300 de ce? Lei, euro, zloți, țechini? Și de euro, normal! Păi, la banii ăștia trebuie să mă asigur că tabloul e original. Am nevoie să-i fac o expertiză. Domnul vice, tabloul ăsta are o mare valoare. Vă repet, este obiect de patrimoniu. Nu putem să-l lăsăm așa oriunde. Oricât de bine ar fi clădirea dumneavoastră păzită. Știți că cu știrile, domnul viceprimar, nu-ți aude numai prostii. Domnul vice, vă rog. Tuci! E riscant. E obiect de patrimoniu, domnule. Băi, băi, liniștiți-vă. Cine a zis că o să-l las aici? O să-l duc la niște prieteni de-ai mei care au o firmă de pază. O să fie mai în siguranță ca la voi. Și cum am primit certificatul de autenticitate, vă sun și vă dau cașcavalul. Firmă de pază, ați zis. Da. Ha? Hai, bine. Mârlane, eu nu-i cer lui mămica niciun ban. Că sunt dita mai bărbatul, e mai mare rușine. Rogoașă, mai tână cu rușinea, că tu ai și rușinea mică. Și cu aia mică mori de foame, bă. Vezi că n-am mai prins niciun contract de când ne-am înființat? Îi ceri tu lui măta cu titlul de împrumut? Că când o să avem, o să-i dăm înapoi, mă. Mârlane, dacă am zis nu, nu rămâne. Bine, câine, lasă-ne să murim, să ne subnutrim, să devenim rahitici. Acest că o să devenim, că deja am devenit. Tu nu vezi taburci le-am făcut. Da, de când și până când burta este semn de rahitism? De miercuri până joi. N-ai văzut și tu pe copiii aia din Somalia, din Antalya, din Italia, ce burți are? Și al doilea semn de rahitism e chelia. Că ea sunt și chelioși, că i-am văzut eu. Hai, sună mai repede la băta, că o să știe cât mai avem de trăit. Că rahitismul netratat nu iartă. Ce? Rahitismul netratat? Termine odată cu circul ăsta, că nu sun la nicio mămică. Vrei bani? Sună tu! Bac! S-a rugat, tanti! Ce e un fratele? Ia de costelul și al meu cu fufe! Nu, tanti, păi dă-o de fufe, că îi bate vântul pe-n buzunare ca uraganul pe-n Belgia. Că de-aia v-ai și sunat. Tanti, Costel trece pentru o perioadă financiară extrem de proastă. Cât de proastă? Cam ca el, așa. Aoleu, și de ce nu mi-a zis prostul dracului și-i trimine niște bănuți? Dă fudul, tanti, că știți vorba. Prostul nu e prost destul dacă nu e și fudul. Mărdane, tu-l faci cumva pe costelul să-l meu prost că te termin. Nu, tanti, doar fudul, dar așa era expresia, mă scuzați. Auziți? N-are bani nici să treacă strada. Să treacă strada? Dar ce bă v-a pus taxă pe strada și la strada? Al dracu primar, dacă nu vine acolo și rupa și ăsta pe cârca. Nu, tanti, era toată expresie. Bre, dacă nu-i trimis banul gelul Costel, mi-e frică că intră în cine știe ce rahaturi, cu cămătari, cu alte belele. Aoleu! Așa ziceam și eu. Păi și când să-i aduc? Dar de ce să-i aduceți, tanti? Mergeți la poștă și-i trimiteți telegrafic. Eu acolo niciodată. Că de câte ori am mers la poștă, am rămas gravidă. Mai bine îi aduc eu ca să fac ce face cu ei. Clar. Bă, vedeți că ăsta e obiect de patrimoniu. Dacă pătește ceva, îți vinzi casa gogoșă. Nu-i nevoie partenere, păi noi suntem firmă de pază serioasă. Stai liniștit, că o să fiu cu ochii pe el ca pe butilie. Adică ca pe propria-i burtă. Glume de 2 lei. Păi la așa firmă, așa glume.
Ce tablou e? Baba. Care babă? Măta. Corneliu Baba, născut la 18 noiembrie 1906, decedat la 29 decembrie 1997. Pictor român cunoscut mai ales pentru portretele sale, incultule. Să aveți grijă de el. Da, mă rog. Are o rupă, băză. Salut, mă. Ce, bă? E un obiect de artă pe care trebuie să-l păzim în prima noastră misiune adevărată, mârlane. E un tablou de baba. Hai, lasă-mă. S-a apucat mă, de pictat. Grezi ca prostul. Corneliu Baba, incultule. Pictor. Născut în... și decedat mult mai târziu. Hai de capul tău. Ni l-a adus Van Damme. Ai văzut deșteptule cum vine bănuțul la băiatul? Că dacă mă luam după mintea ta și o sunam pe mămica, acum ne pomeneam cu ea pe cap, inconștientule. Dar știi ce? Ar trebui să o sun. Și după ce o veni aici, o să o pun să doarmă cu tine, ca să vezi cum e. Păi mi-a să crească și el, să potrivească. Frățioare, înțelege odată. Ce? Dacă descoperă ăștia că tabloul e fals, ne ducem la pușcărie. Și asta numai din cauza ta, că ești un idiot. Cum adică, mă? Adică noi îi dăm tablou ca el să se dea mare la țărănuie de politicieni ai lui, nu? Și după care el ne bagă pe noi la pușcărie? Păi stai, nenicule, atunci să mergem să-i luăm tablou înapoi. Să mergem să-i luăm tablou înapoi. Cum să-l luăm înapoi? Uite ce? E la firma de pază tablou. Ai uitat? Am o idee. Fii atent aici. Ia, stai un pic. Ce ai? O idee, mă. Nu mă faci tu pe mine idiot din două în două secunde? Uh-huh. Păi nu e omul ăla care e idiot responsabil cu ideile? Domnul Vicili primar ne-a trimis la dumneavoastră. V-a recomandat? Da. Da? Foarte drăguț din partea lui. O să-i facem un discount la contract. Da, sigur. Și am vrea să apelăm la serviciile dumneavoastră dacă se poate. Se poate? Normal că se poate, dar ce trebuie să păzim? Niște picturi? Tablouri. Obiecte de patrimoniu pe care noi, ca și colecționari, le avem. Da. Și am vrea să veniți amândoi, pentru că trebuie securitate maximă. Puteți? Da, sigur că putem. Venim. Când? Diseară, nu? Sigur că da, diseară... Diseară ar fi o problemă. Diseară, dacă nu e nicio problemă, putem să venim fără nicio problemă. Dă-mi adresa. Diseară, pe la ora... Ce fac de seara? Hai. Castraveți, orez, la ce alimentare să venim? Da, e adresa, e bună. Da. Păi atunci și noi ce să mai zicem? Rămâne pe diseară. La revedere și pe diseară. Diseară? Să treci. Mă, parcă aveam patru dași. Păi tu ești inconștient? Dacă plecăm diseară în partea altă, cine mai păzește asta, mă? Doar noi, bă, tâmpiture. Mârlane, vom fi noi mari, dar nu putem să fim simultan în două locuri. Adică obicui? Putem, gogule, putem, Vimo. Cum ai zis, mă? Nu suntem atât piture două locuri. Dar luăm și tabloul ăsta cu noi, că ne ducem încolo. Și le păzim pe toate la un loc. Băi, eu încep să mă înduiesc din ce în ce mai tare, că păștașii aia din sat de la Măta e tactul. Da, cine? Măta! Tablou, mă? Tablou! Bă, tu ai nebunit complet! Ce, nu mai pun fufele botu dacă nu le arăți că ești sofisticat, intelectual? A? Nu e vorba de nicio fufă, deșteaptă! Dar mai vin ziariști pe la interviuri! Ce vrei să pun pe perete? Poza lui Guță? Nu, dragă, pune-le monecă, tu ești vreun Năstase! Nu sunt, dar mă fac! Cât un pic, cât un pic! Azi un tablou, mâine altul! Bă, dacă vrei să fii Năstase, mai întâi trebuie să faci fălci și gușe. Și vorbim noi mai târziu de tablouri. Prost eu că ți-am zis, prost! Trebuia să-l fi cumpărat și gata! Nu mai ajungeam la discuția asta. Da, și nu ți-l făceam autoportret? Cum adică autoportret? Adică ți-l crăpam în cap! Apropo, cât costă? 300 de euro.
doamnă cu vagabondul? Păi, am eu față de Disneyland? Păi când ți-o dat ție cineva tablou autentic cu 300 de euro, eu mă fac... mă fac... Bine? Tablou, măgarule! Cumpără-ți ramă! Eh. Ha! Hai mă, mârlane, odată că pierd contractul și n-am niciun ban în buzunar! Și de ce nu mi-ai zis asta, măgarule? Pentru ce sunt mămicile? Mămică? Mă mir că mai ai tu peul să pronunci cuvântul ăsta! Dacă nu mă suna un fratele de Mârlanu, habar n-aveam că mai e puțin și mor de foame! Mârlanu? Unde fugi, Mârlane? Treceai? Treci! Sănătate, ce mai faceți? Că l-ai chemat-o, mă? Eu n-am, n-am. A vrut să fie om cu tine, mă, că dacă nu-l ajută aspectul, măcar să-l recomande comportamentul. De ce nu mi-ai zis, măcarule, că ai nevoie de bani? Pentru că chiar nu am nevoie de bani. Chiar astăzi am semnat două contracte și o să am bani. Minte, tanchete. Ce-ai zis, mă? Că n-ai minte, mă, asta zici. Bă, tu crezi că dacă faci pe cocoșul cu mine, ești mai deștept? Care a mai pomenit, mă, copil, să-i fie rușine să-i ceară bani părintelui? Eu nu. Ce aș mai cer eu lui maică mea, dacă știi cine e aia. Ai auzit în tălău satului. Zi de câți bani ai nevoie. Mămică, nu trebuie niciun ban, clar. Aaa, deci te-ai hotărât să-l vinzi din casă ca să faci bani. Lasă-l la jos de mână că te crap. Lasă-l mă jos că-l păzești chiar ce vrei să te crape să nu mai avem contract. Aha, ai auzit, ai recunoscut singur că avem contract. N-am auzit nimic. Zi câți bani vrei. Mămică, nu vreau niciun ban, să fie clar. Hai, Mârlane! Lăsa asta, Andy, că-i dau eu, că așa e el mai mândru. Păi, și tablourile unde e? Tablourile unde e? Acolo, în camera aia. În camera aia, pentru mai multă siguranță. Și acum, băieți, por la treabă, ochii mă, uite așa. O clipă, să facem și noi un inventar. Inventar? Nu, 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 n-aveți de ce, aveți încredere în noi. Păi dacă noi avem încredere în voi, aveți și voi încredere în noi, ce nu știți legea lui om? Ești om cu mine, sunt și eu om cu tine. Hai suntem, da, succes. Hai mă, lasă-mă vorba. Care om Google? Nu știu, unul din ei. Santana! Wow! Băi, ce nu poți să fie floare la ureche? Frățioare, bate cumba, bate cumba! Ce faci, mă, dă-i în mine, animalule! Am făcut, băi! Ți-am zis, mă, că nu văd bine pe asta, nu mai lasă-o! Ce căutați aici, mă, borfașilor? Noi nu că... Ați aflat că i-am adus bani lui Costeluș și i-aș dat ea, mamă? Cine e Costeluș? N-am dat nimic! Dă-i mă un telefon la poliție! Spune-ați-o! Alo, poliția! Mărlane, eu am un sentiment prost. Foarte prost. Dacă ea n-au nimic în încăperea asta... Dacă n-ar nimic e foarte bine, mă, înseamnă că n-avem nicio răspundere. Ba nu e foarte bine deloc, că i-au zis că au. Dacă le dă cumva până cap să declare că li s-a furat totul de sub nasul nostru, ca să-și încaseze cine știe ce asigurare. Și noi o să facem pârnaie până la locomanda, că bani de despăgubire iuc. Corect. M-a dus să fac inventarul. Stai, dracu, potolică, ce vrei tu să faci înseamnă intrare prin infracție. Hai să o facem legal. E, bă, e. E numai de alea frumoasele, e opere de artă, ce să mă? E cu mere, cu pere, cu căși, cu femei goale. A, cu femei goale. Stai mereu, băi, nostule, că dacă intri acolo, tot e frate se numește. Și ajungi la... nu te spăra pe mine. Mă, organul are drept a intra cu alea. Ți-e încăr? Ia, adu o bucată de cârtie, că să facem inventarul.
nu? Vagabonzii dracului să nu vă mai prind pe aici! Data viitoare o să vă și violez! Oh, ce mândrețe de bărbat! Oh, cu unul ca asta ar trebui să-mi refac eu viața! Uite-te încoace la mine! Nu era polițist! Era polițist sub acoperire, mă! Nu era! Ce babă ai văzut tu ca să bată cu bastonul în halul ăla? Nu! Cel mult era nevasta lui Moșu. Era nevasta lui Moș Nicolae, sigur. Nu, mă, a lui Doroftei, mă, a lui Moșu, nu așa îi se spune ăla cu boxul. Mă, mălești cu glumele astea de tot. Băi, dacă era polițist și ne-a dibuit, am sfeclit-o. Hai să luăm tablourile. Taci! Și s-o tulim. Da, ce polițist poate să rămână activ până la 100 de ani, mă? Ăla. Că cam atât avea aia sau ăla, că nici nu mai știu ce era. Să admitem că e ca tine. Așa. Ce le zice măstora când nu-l vedea? Așa? Uitat în oglindă? Păi, linde, te-ai uitat? Ah, mi-a venit o idee. Le zice că a fost la o licitație de bartă, de tablouri, că știi cum e acolo, o licitație, chestii, pa, și întotdeauna se iese cu scandal. Bă, dar deștept, ce stai, mă, stai, mă, așa, ți-a venit o idee bună. Hai. Așa. Deci, casă cu duj. Este, mă. M-ar mai fi două nuduri. Auzi, mă, Chionete, dar la nudurile alea se vede tot, mă? M-ar și cât? Ți-am zis, idiotule. Hai, acum! Lasă-le dracului, uite tabloul. Asta e, Gogule. Ne-a inspirat programul, ne-a inspirat. Dă-i băsa, dacă n-a venit. Noi mai avem și alte lucruri de păzit. Cam care, dracu? De exemplu, tablou. Ha! Tablou. Ha! A dispărut tablou. Cum s-a dispărut în pitre, nu era mătaci? Da, corect. Mămică! Mămică, știi ceva de tablou? Mămică! 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 L-au luat cu trucul, mămică! Asta e o veste bună. Și ce-i mai dat lui Van Damme, inconștientule? Au. Asta e o veste proastă. Auzi? Stau și mă gândesc eu. Ar mai fi o variantă. Gata, Gogliuți. Asta e. Mărlane, tu ai nebunit? De ce mai ce are? Las că n-are nimic, că l-aducem altul înapoi, porul. De unde? E, de unde? Din târg, e plin târgul de dezbrăcate de-astea. Hai, da. Haide! De ce m-ai chemat, mă? Ca să fii martoră la examinarea tabloului, că l-am primit. Cum este domnul expert? Superb, original. Verdele să cam ia. Nu e numai dezbrăcat o leacă. A, de asta vrei mătăluță să-l iei, a? Să aibă ce să te întărâte, să sari mai abitir pe secretară. Îți dau eu tablou, îți dau eu tablou. Ce ați făcut, doamnă? Costă 5.000 de euro. A, și de aia nu mai pot eu. E să te văd acum ce mai atârn pe perete. Ce nu te aștepți? Că m-am urcit. Să fii sănătoasă. N-ai zis tu că te faci tablou dacă e original și costă doar 300 de euro? Băieți, am verificat tablou. E original, puteți să veniți să vă luați bănuțul. Dă pe speaker să aud eu că e vorba de 300. Lăsați că nu mai e nevoie, vi-l facem cadou. Opa! Păi dacă e așa, înseamnă că stai dublu. Deci...
Chiorete trebuia să rezolve problema cu listele cu tablouri furate, șeful. Bă, uite că a făcut-o. Astea sunt. Să avem pardon, șeful, alea nu e furate. Chiorete, mă faci idiot? Păi eu nu știu ce căutăm de luni de zile. Nu mai sunt furate, șeful, că le-am descoperit eu. Ce, ce mă? Unde sunt? Le-am lăsat momeală, bre, ca să putem aprinde hoții. Că sigur ar să vie să-și ridice prada. Bă, genial, Chiorete! După mine e cel mai bun. Mateescule, dacă rezolvă și cazul ăsta, musai să-l avansăm. Servesc patria! Aula! Bă, Mărlane, tu e nebunit, dar binele, o să-și dea seama că sunt făcătorii. Și de-aia nu mai pot eu. Asta e, ce, are dovada că le-am locuit noi? Nu. Și plus de asta trebuia să ne plătească de când mama dracului. Nu ne-a plătit, noi considerăm că a fost țeapă și ne recuperăm dreptul natură. Dar pentru că astea sunt mai ieftine și alea sunt mai scumpe, le considerăm pastea rest la ce am luat noi de acolo, la ce locuim, mă înțelegi? Hai mă, când mă dă scurcă și pe mine, mă, hai de o dată, vezi pe mravea. Ce ți-a zis? N-a venit nimeni. Băi, stâmpiți ăștia, mă. Nu mișcați, traficanților! Da! Să rămână tanti, Chiorete sunt. Ce-i, Chiorete? Tati, avem o problemă. Costelușa a ajuns la secție. Trebuie să veniți până la cinea. N-am timp. Băteți-l voi și pentru mine. Nu că-i mucioameni. Ustaicilor, ne exprimăm și noi cu vorbe, hai că... Uite, mândrețe de bărbat, uite. Este că e mândrețe de bărbat. Ce-am să zici că e un curcan împăiat? Foarte, foarte frumos, o frumos. Mai de ce-i dreacu, gaicelor, rău dreacu m-a pus să mă aduc. Pus deoparte de bărbat, iau. Bărbat de bărbat. Wow! Bine, câine, bine. Lasă-ne să ne sumnutim, să devenim rachitici. Dar cic eu, cic, tu cic. Hai, lasă-mă. Măta s-a apucat de pictat. Care măta voie? Corneliu Babaia. E papaya. Papaya. Se pronunță cu p și e papaya.